Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că tot vorbim despre cum ar trebui crescută siguranța pe șosele și nu cum face guvernul României, care este în zona de pompierism, adică cumpără helicoptere Black Hawk și BMW-uri cu cutii de viteze cu O+1. Iată exemplu austriecilor, ne pare rău, dar asta e, austriecii pot să ne dea în continuare lecții. În Austria, noua legislație care impune confiscarea mașinilor vitezomanilor a dus la reținerea 70 de mașini în ultimele 3 luni. Ce-au făcut, domnule, cu ei? Mi se pare un bun început. Unde le pui, că la noi e problemă cu parcarea? Se licitează. Se scot la vânzare. Serios? Da. Nu se scoteau și la noi la vânzare? Alea luate de la fisc, dar le scoți la vânzare, adică fiscul le scoate la vânzare după ce le ține prin parcări descoperite vreo 10-15 ani până trec toate formalitățile legale. Da. Fiare luăm, nu mai rămâne nimic din ele. Potrivit noilor reguli, în Austria, oricine este prins depășind cu peste 80 de km pe oră limita de viteză în localități, adică să zicem 130 ar fi la noi, sau cu 90 de km pe oră în afara acestora, adică 180, da, se poate aștepta ca autovehiculul să-i fie confiscat. Temporar, în prima fază, ca să gândească mai bine, și după aceea dă tot. Recidiviștii sau cei care au istorie de participare la curse ilegale de mașini, e bine, acestora li se pot confisca permanent autovehiculele, dacă sunt prinși cu viteze mai mari, cu 60 de km pe oră în localități sau cu 70 de km în afara acestora. Deci au o bază de date și se uită. Ia să vedem. Ai făcut cursă ilegală? Da. A, la tine e mai grav. Ești recidivist mic. Recidivist în zi. Curajul țină pe dreapta. Se mai fac curse de mașini pe DN1 acolo la pasaj la Băneasa? Nu știu, în București n-am mai auzit. Pe cineva poate să rămână fără Sielo. Da. Nu că nu cu Sielo, că a concurat atunci. Cu ce era? Cu un Peugeot de la mare, tip Libarcă. Nu-l mai are. Peugeot de la nu-l mai are, da. Zaf se referă la o întâmplare de acum mulți ani, când lucram la Antena 1 și s-a închis DN1 ca să facă șanțul ăla cu capac, care e denumit pasajul de la Erogă, știi? Și le-au trebuit 2 ani să facă, să sape un șan și să pună un capac pe deasupra. Și 2 ani a fost închis, sau aproape 2 ani a fost închis traficul pe bucata aia de DN1, între Fântâna Miorița, cred, sau Podul Băneasa și... Da, da. Da. Motiv pentru care, într-o bună zi, 4 colegi de-ai mei s-au hotărât să facă niște liniuțe pe DN1. Tu nu știi povestea, Luca? Nu. Și 2 dintre colegi aveau niște mașini sport, pentru că ei erau pasionați. A mai venit un coleg care avea și el o mașină și un foarte bun prieten și coleg care avea o mașină, un Peugeot de la tip limuzină. Da, nu. Pasionat de mașini. Da, da. El cu limuzina făcea liniuțe. Înțelegi? Aia care, când pleca, trebuiau totuși așa vreo 30 de secunde. Și, bine, au făcut ei de vreo 2-3 ori liniuțe, că prima dată a fost nemulțumit că el n-a văzut semnalul de plecare. Nu era nimeni pe drum, adică era absolut ok, erau mașini de oraș, nu făceau zgomot, asta e. Și brusc a apărut o mașină de poliție, Nino Nino, să-i prindă pe ăștia. Și toți au fugit, mai puțin colegul cu limuzina, care l-a zis, ce, care e problema? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.